Alături de mine este Georgiana, la fel de emoționată ca și în sâmbătă în finală. Dar ți-am adus-o și pe Laura, că vă cunoașteți de la casting și zic să simți și tu că ai pe cineva mai apropiat decât străinii aceștia din competiție. Bine ai venit! Bine v-am găsit din nou! Laura, ai să te bucuri că ai acum o... Da, foarte mult și aștept și celelalte fete să vină. Deci simți lipsa lor cum ar veni? Adică sunteți cumva colege de suferință, ați vorbit da, mai mult? Da, noi am fi vrut să intrăm toate patru în același timp. Dar nu mai e mult. De ce să intrați toate odată? Să vă încurajați una pe alta? Da. De-aia spunem, Laura, ți-ai luat și tu cei al cezarului, cum ar veni? Adică dacă primul intrat, primul servit. Da. Mi-am luat dulapul meu. Nu, dragă, nu de dulap. Patul? Dacă ai pus mâna pe vreun băiat, că vine din spate concurența. Nu, nu. Aștept să-i cunosc mai bine pe toți. Da, voi de acasă cam știți totul despre ei. Hai să nu... Înțelegi tu ce vreau să zic? Hai să nu ne mai dăm după deget. Știți tot despre ei, tot. Cât de cât? Puțin. Și încă nu vreți să ne spuneți nimic, nu despre de cine vă place. Nimic. Nu. Aha. Bine, Georgiana, ai venit. Ai venit foarte hotărâtă. Ai spus că nu există perfecțiune, dar tu ai fi perfect pentru mine. Și eu te-am întrebat, există el în această casă? Da, poate. Așa mi-ai zis, poate, da. Dar tu știi sigur, dar nu vrei să ne zici? Și asta. Eu nu vreau să-mi spui cine, eu vreau să știu doar dacă este acolo. Da, este, este. Deci este. Aștept să facă el primul pas sau o să-i dai de înțeles? Depinde de situație. Totuși, ei sunt 5 băieți singuri. Fete sunt 2. Ce relații crezi că vei avea cu Oana și cu Gina? O relație foarte bună, sper. Îmi place foarte mult de Oana. Îți place de Oana? Da. A, asta e bine. Deci nu o să aveți să înțeleg probleme legate de, știu eu, de Laur, de Alin, de nu. De ce tocmai de Laur? E, zi-mi tu de ce. Că m-au zis că vă faceți propuneri de cupluri de complezență, de asta. Mai discutăm. Abia aștept. Dar eu aș vrea acum să vă întreb un lucru și vreau să-mi spuneți sincer. Voi, fetele noi, ați intrat pentru băieții singuri sau și pentru cei din... Singuri. Deci doar pentru cei singuri. Cu siguranță. Fetele pot să stea liniștite. Deci să stea liniștite fetele cu plate. Da, da. Constantin, ai auzit, da? Da, am auzit. Ce pot să spun? Liniștită. Ce pot să spun este că o să mai fie o brunetă. Acum am liniștit. Când mi-a spus că să stau liniștită, m-am liniștit automat. Și tu trebuie să le crezi pe cuvânt. Dar de ce, Raimund? Tu nu le crezi? Ba, le cred, dar nu trebuie de le cred. N-am... Adică tu ești pregătit să se joace tare dacă A, Doamne ferește, nu, oricum poate să intre și Angelina Jolie, că nu mă interesează. Cuvântul tău? Asta e frumos. Însă, ele spun că n-au de ce să-și facă griji fetele din cuplu, pentru că fetele acestea noi au venit doar pentru băieții singuri. Acum, Viorel. Da. Nu mi-ai spus nimic despre Georgiana. Cum ți s-a părut? Păi, mi s-a părut cea mai pregătită pentru... Pentru pasul cel mare? Da, pentru că este cea mai mare dintre toate. Aurelian a spus că e o femeie interesantă și că îi place cum vorbește. Da. Și pentru că nu-și pierde ideile și că mai face și sport. Bineînțeles. Deci și tu ai fi interesat de Georgiana. Sunt interesat, așa s-o cunosc. Îmi place, în primul rând, că face sport. Adică are o, totuși o inteligență mai aparte. În momentul când faci un sport care te... Sportul te dezvoltă și psihic, în primul rând psihic. Îl faci cu psihicul prima oară și după aia cu fizicul. Și e normal să-mi placă genul ăsta de femei. Hai să vedem. Ea e foarte secretoasă, nu ne spune pentru cine a intrat și ea știe foarte bine. Și o femeie, credeți-mă, că va găsi calea să arate celui pentru care a intrat. Să-i arate ce vrea. Nu? De nu, da, Laur? Știi. Nu, Laur? Tu, mă. Ce-i cu Viorel? De ce mi-a arăs pe Viorel? Georgiana, da. Are importanță vârsta băiatului? Nu. Deci nu poate să aibă și 22 de ani? Înălțime. Poate să aibă și 22? Da, poate să aibă. De ce râzi, Bogdane? Ce faci? Poftiți? Ce faci? Ascult, ascult. Asculți. Bine, da. Ascultați. Deocamdată ascult. O să o vedeți foarte curând pe Georgiana. Ea va intra astăzi în casă. Eu propun acum să luăm o scurtă pauză de publicitate și vom reveni imediat cu alte materiale. Rămâneți lângă noi.